aș zice că sunt o verde constant și cine vrea să găsească un loc de sub soare, bineînțeles că oriunde îl va găsi, chiar și acasă. Nu cred că este un impediment, trebuie să ai voință și să știi ce dorești. Am încercat să cătăm la o persoană de 40 de ani. Loc de muncă, foarte dificil. Este foarte greu pentru că în momentul în care șeful tău află ce vârstă ai, își permite să-și bată joc de tine, să nu te respecte, să nu te achite cum trebuie, să nu achite la timp și chiar atitudinea e foarte rea. De găsit poate și-l găsește, dar e foarte prost plătit și nu te aranjează. Dacă este dorință, găsești mereu pe lucru. E cam complicat. De ce? Poate ele și sunt multe locuri de muncă, dar adică salariul e mic și toți vor un salariu mai mare. Consider că lumea care e aptă de muncă a plecat. Au plecat la o viață mai bună, la salarii mai mari. Păi depinde la și vârstă. Sterul mai tineri să iei la lucru. În vârsta mea de 60, nu cam vrea. Salariile sunt mici și condițiile, cerințele sunt mari. Așteptările sunt exagerate a celor care vor să încadreze la un loc de muncă. Și din moment ce nu se adeveresc, pur și simplu cedează și nu... De ce nu sunt ocupate acele forțe de muncă care, de ce angajatorul le vine cu oferta? Păi trebuie să mărească salariile, să plătească niște salarii convenabile și atunci lumea și o să duc să lucreze cu... Sunt salarii încă de 3.000, 4.000 de lei, cine o să lucreze cu așa salarii? Majoritatea preferă să plece în afara granițelor. De ce? Sunt plătiți mai bine. Corect. Toți specialiștii zduc în Europa. Nu cred că este bine, fiindcă de moment am trecut perioada asta. Institutul de medicină, în fiecare an, aveau câte o promoție 25 persoane de farmaceuți, dar Moldova ducea din Peter. Tineretul nu este respectat, nu este învățat bine. După vedem o străin și îl respectăm. Tineretul nostru pleacă în altă țară, străinii vin și lucrează la noi. Dacă să fii de ales între un muncitor din Moldova și un muncitor de peste hotare, adică să fii prioritizat omul nostru? Atâta timp cât persoanele vin și prestează o calitate în ceea ce fac și se încadrează în contextele culturale, sociale și nu fac ceva ieșit din comun, eu sunt pro. Dacă, de exemplu, or fi întreprinderi, or fi fabrici, uzine, atunci poate știți și oamenii s-au angajat la noi la lucru, dar în realitate doar nu avem nimic. Avem numai servicii, magazine, bănci. Și iarăși să punem accent pe instruiri de scurtă durată, tot ar fi bine. Anumite agenții, poate, care să formează câteva săptămâni un grup de persoane, ca de exemplu dacă trebuie un lucrător în domeniu X, Y sau Z, să fie niște cursuri inițiale de formare sau de introducere în acel domeniu și efectiv persoana să fie mai ușor integrată. În primul rând salariile. Asta e motivul principal pentru că lumea pleacă pentru că salariile sunt mici. Salarii mai mari, condiții de muncă și un colectiv prietenos. Se intereseze pe oameni fiind financiar ca să rămâi în țară, să nu-ți ducă pe graniță, dar să-i strămâi, să ridici țara noastră, nu? Să atrag investiții, părerea mea. Deci, dacă se va investi foarte mult în Moldova, poate nici n-ar trebui să plece cineva din țară.